Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Care se trebuie să acordă funcții de certificat.
Domnul președinte, dacă îmi permit. E un băiat din Pralea, deci trebuie să-l știi de acuie. Tot face naveta la Onești. Am întâlnit pe el la pe. L-am stat de vorbă cu el. E conștient. Dom'le, trebuie să rezolvăm cazul ăsta. Face naveta fără bani. N-are nicio protecție. Trebuie întrebat părinți, mai are ceva? Nu mai are. E un băiat destul de... Pare el. Ieri i-a luat cu haracul la bataie unul pe acolo care îi pare. Păi ce ați întrebat care-i problemă? Și l-am stat de vorbă cu el și a zis, bă, cum nu, nu știu ce, nostru de acui, știu cu din Praj. Știu ce situație. Bă, trebuie chiar la trebuie, dar e treaba, omul de acolo, mare, de acolo, acolo, nu-i vostru, nu fură, nu. Dar e puțin plecat. Dânsul consilier din Praj știe că ești toate acolo, se urează tot. Nu lăsăm așa, copii tânăr. Ce poți să faci? Dar nu, adică nu putem să nu ne dăm deoparte. Dar nu ne dăm deoparte, ai trebuit să-l votăm. A fost într-un gen. A fost într-un gen de copii cu așa, e dat cine? Cineva, nu trebuie să tratăm cu indiferență treaba. Vreți să-mi rezut rezidura societății? Nu se poate așa. Haideți să vedem să... Păi asta e sistem de a analiza o problemă care a avut un băiat tânăr care deja e plecat de tot. Exact. Nu trebuie să râde. Aici cum e? E cum așa? Din punct de vedere a primării acolo... V-aș ruga consiliere din Praia, domnul colonel, v-aș luat problema chiar în mod serios, să vedeți care-i treaba părinților, să vedeți în el de tot ce vă vă rog. Păi stai să întrebăm, domnul dimineață, din punct de vedere legal se poate face ceva? Păi da, să faci legal ceva, dar... Să întrebăm dacă există părinții... Nu lăsăm așa să umbli un alt, cum aș fi, când îl ia, când îl ia, lasă, nu îl ia să la bătaie cu arabă. Dar ce-i asta? Unii trăim, în Patagonia, în lumea vrea. Și te-aș ruga să nu mai buric când vorbesc cineva. Da, mulțumim, Petru. Ce vreau să vă spun? La prob un pic cu domnul Matei, dar este un raport tot așa, cumva, sunteți obligat să-l faceți, că a spus că nu aveți ce să scrieți mai mult. Ba da, compartimentul de asistență socială răspunde direct de acest salariat. Acest salariat de asistență socială care se ocupă de cei cu handicap, sunt angajați de primărie, nu? Da. Păi, dacă sunt angajați de primărie, compartimentul de asistență socială bănesc în subordinea noastră și direct acolo. Măcar, spus, s-au realizat 35 de verificări la locuința asistenților sociale, ceea ce nu știu, se mai fac sau nu se fac. Cazul de și s-au mai constatat. Asta, că noi dăm bani. Și de dumneavoastră trebuie verificat să vedem, măi, pentru banii care primești cel cu handicap beneficiază de serviciul celui care este plătit să aibă grijă de el. E bine, e ok, nu? În ce stare se prezintă? Eu așa aș vedea un raport mai detaliat. El trebuie să-l faceți anual, la modul general, am făcut le aprobăm să scapă de el. Eu așa o văd. Chiar dacă noi astăzi nu vă convine decât ceea ce ne prezentați, eu vă spun că sunt multe lacune, multe lucruri. Și trebuie să le recunoașteți, vreți să nu vreți. Era frumos. Au fost în 10 locuri, de 20 de ori, că nu cred că nu s-au dus. S-au constatat unele lucruri, bune, rele, nebune. Știți, când eram eu, am văzut servicii de asistență socială, dați-mi voi să termin, de asistență socială afară, unde salariați erau, veneau la serviciu normal și erau repartizați, repartizați zilnic la X, Y, Z, în funcție de necesități. Erau permanenți cei care erau cu handicap deosebit de grav, nu se pot mișca, nu pot mânca, mă rog, nu se deplasează, care erau cu de asta permanent. Pentru că sunt mulți care sunt și asistenți sociali și îți văd viața lor, iar cel cu handicap, mama lui. Mulțumesc! Personal pentru persoana respectivă, pentru că și nu asistenți asistenți profesioniști. Știu ce spuneți. Ăla trebuie verificat că este angajat al Consiliului Local. Nu vreau să vă spun și eu, că cu asta lucrez, da? Asistenții personali ai persoanelor cu handicap care sunt două categorii. Ce spune domnul Durlan,
Pentru că putem repartiza pe fiecare unde avem noi nevoie, se numesc asistenți profesioniști, nu avem așa ceva. Fiecare asistent personal este angajat cu acordul de GSPC individual pentru persoana respectivă, nu pentru altă persoană. 2. Fiecare asistent personal depune lunar până pe 5 luni depune raportul de activitate pentru luna precedentă cu documentele instructive. Iar la 3 luni, prin rotație, fiecare asistent personal, fiecare persoană cu handicap este vizitată acasă și sunt întocmite rapoarte de vizită. Fiecare asistent personal nu este contat fără rapoarte de activitate. Avem din cei 25 de handicap, la 3 așa, 4 așa, 2 așa. Sunt votați optori. În principiu sunt persoane care au grad de vedenie 1 sau 2. Locuiesc împreună și locuiesc împreună. Nu avem nicio situație de a lucra în altă parte. A, deci cum? Păi asta vreau să zic și eu. Dacă locuiesc împreună, este clar că sunt mai îngrijiți. Dar trebuie să... Părinți sau copii pentru părinți. Mai doriți cineva să... Nu? Suntem la vot? Cine este pentru? Cine este împotrivă? În nume nu însușiază. Deci îi spune că consiliul trebuie să ne însușiază. Eu nu însușiază, probabil că. Împotrivă? Și abține cineva? Nu. Vă abține? Nu. Eu nu împotrivă și o abține. Trebuie să zice pentru. Proiectul de hotărâre numărul 2 din 11.3.2023. Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, ce va fi realizat cu beneficiarii legii numărul 16.2001, privind venitul minim garantat, modificări și proprietățile ulterioare. Vreți să-l ascultă? Păi da, întrebați, dar eu doar știu, dar nu întrebați, nu întrebați? Da, unul. Cine mai e? Și eu. Da? Da. Vă ascult. Domnule, acest plan nu pot afirma că este copy-paste, pentru că nu le-am de celelalte precedente, dar din amintiri aproape că e copy-paste. Nu odată am venit la dumneavoastră cu propuneri ca în acest plan să fie trecute acțiuni concrete. Vă propun ca până în primăvară, cel care se ocupă din cadrul aparatului, până în primăvară să întocmiți un program de acțiuni. Noi am mai făcut, eu am mai făcut această propunere și în anii precedenți, dar nu s-a realizat absolut nimic. Un program de acțiuni concrete, având în vedere că în primăvară vor fi alte două acțiuni similare cu punctul 13 din planul înaintat astăzi. Respectiv, spuneți dumneavoastră, implantat cu ieri și cor pe domeniul public privat al comunului. În primăvară știu că există într-o anume lună luna pădurii. E acțiunea silvicultorilor. În luna primăvară, începând din acest an, va mai fi o activitate similară, săptămâna verde. Aceasta este declanșată în cadrul școlilor, din cadrul județului și cred că a țării. Zic să ne pliem pe lângă cele două acțiuni și să întocmim dumneavoastră un plan concret cu locurile unde ne propunem să plantăm plante ornamentale, arbori și orice. După aia să stabilim speciile care le punem acolo, stabilim proveniența de unde luăm materialul care ne îngrijim după acum. Făcând un astfel de program, eu zic că e un lucru concret și dacă ne mai ținem de cuvânt, hotărâm să-l facem, eu cred că atunci, în anul viitor, nu vom mai avea motiv să criticăm planul dumneavoastră. A
având în vedere că am spus că s-ar putea să fie copy-paste și cred că așa este, mă abțin la acest proiect până când îl vezi cu bunătății. Vă mulțumesc. Am constatat aici că se trece, deci la fiecare acțiune este după denumirea lucrării, perioada, resursele și responsabil. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare corect ca la responsabilitatea să fie a polițiștilor locali. Polițiștii locali, conform legea, au alte atribuțiuni, adică el, păi tu să știi polițiștul local că ea mare, mare, trebuie să facă, părerea mea ca responsabilitate trebuie să fie a viciul primar. Părerea mea, nu polițiști local sau polițiști local. Spune-mi, polițiștul local X, din 5 care răspunde de ce? Și nu-i treaba lui să răspunde că se facă drumul. El eventual asiste. Merge cu beneficiarii legii, spune ce acolo asist la patru trării, până la treaba la aia, dacă ați fie responsabil că lucrarea sau numărul cu curentul 1, 2, 3 se face la termen și asta, nu e responsabilitatea de punctul meu de vedere. Eu consider că aici ar fi trebuit la responsabilitate să fie vicele primar, dacă nu primar. Din Danesc, într-un caz, nu se răspund polițiștii. Responsabil din cel care îi face întocmește bontriul, montajul. Păi nu cred că poliția. Ce nu se pune poliția? Adică nu mi se pare corect. Adică derogăm responsabilitatea. Dar nu contează, dar... Probabil de asta nu surmărește problema. Lasă la revinea la polițistul. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Eu cred că să acordăm cu noi, acordăm bani prea ușor pentru... E un drept al lor. Câștigă prin... Dar banii ăștia câștigă prea ușor. Și vă spun și de ce. Anul trecut, în primăvară, am fost cam podaș așa la... Au vărui pomii ăștia la ieșire spre Ștefan, numai partea despre șosea. Deci erau dați în salcămea numai partea despre șosea. Până și podețul ăsta la primărie, eu a fost dat așa în patrulă, se vedea pe dat, o știa să fie din neaua de el. Adică, dacă tot te-a spus pe cei de la poliția locală, controlezi, măcar dacă fac un lucru, să-mi facă lor. Ia-mă și bani. Eu în drept al lor, n-am nimic împotrivă, poate să ia, poate să... Dar... Să-i punem la treabă. Acum, nu știu... Tot dintre ei vorbesc, că să dau ajutoare, ei explicați că nu știu unde și primesc ajutoare sociale. Tot dintre ei. Am auzit cu urechi de mine. Sper să nu fie adevărat. Cam atât am auzit spus. Mulțumesc. Domnul Mane. Da. Conform planului de acțiuni, care l-am citit, aveți aici cel puțin 4 puncte care sunt umite. Întreținere, teren, sport, sat, divar, bază sportivă, sat, căiuți, grevat, adunat, resturi vegetale, face cei care joacă pe teren. Dacă este vorba despre terenul din lung, din jos. Poate mă așa, dar eu așa cred. Curățarea izlandelor comunale de cupișuri alte decât cele concesionate. De la an la an ar trebui pășunurile să mărească ca hectare, ca dimensiuni, dacă noi am curățat noi, cei care sunt făcuși aici. Plantat puieți tot pe domeniul public privat, parcă n-am văzut. Eu unul nu am văzut. Nu, să nu înțelegem greșit, poate alții au văzut. Din discuțiile anterioare în anul care a trecut, avem aici întreținere resurse de apă potabilă deschise folosinței publice, fântâni izvoare. Din ce am înțeles în anul trecut, nu putem face acest lucru, deoarece aceste resurse de apă sunt pe domeniul privat. Atunci nu-i văd rostul să fie trecut în acest plan de acțiuni lucrări și interes local. Vă rog tu copacii la fel, cum a deschis și colegul nostru. Așa? Ar trebui lucrat. Iar cu responsabilul, într-adevăr, ar trebui un om responsabil. Nu cred că nici domnul primar poate să fie sigur. Ar trebui găsit o persoană angajată pe această problemă, desemnată, să răspundă pentru acești oameni care vin și muncesc în folosul comunității pentru drepturile care le primesc de la primărie. Cam atât am avut de spus la acest. Mulțumesc. Bun. Însemnat.
Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Domnul Gheș, mă fi și... Împotrivă sau împotrivă? Punctual, așa, că de la vreme, pentru că... Votăm, dacă... Eu m-am abținut, spune de el. Nu ați observat. Mă mult, dar mă întreba. E până la două trei abține. Sau împotrivă e cam acest. Pe da. Cine este împotrivă? Împotrivă una. Două. Două. O abține. Proiectul de hotărâre numărul 4 din 20.1.2023 privind aprobarea bugetului venituri și cheltuieli chiar în 2023 pentru servicii publici de alimentare cu apă și canalizare pe Iuți, din subordinea Consiliului Local pe Iuți. Discuții, dacă doriți. Iar. Nu dorește nimeni? Domnul Roman. Mai doriți cineva? Am pacienții și chiar mai răspuneam, zic, dacă nu ne-a scăpat ceva, am văzut inițiativa de buget la venituri. 599.200. Aici undeva la raportul la început spune că este făcut la prețurile care se vor aprova, 5,67, apă, canalizare, 5,31. Corect era să fi venit în discuția bugetului sub ce cuvânt. Anul, din urmă, mai s-au consumat 6.000 de metri cub, 10.000 pierderi, la un preț de... Presupunem că în anul următor, la prețul de, se vor consuma 45.000 de metri cub, vom mai avea poate pierdere 10.046 de ceva detaliat și concis. Eu dacă mă uit, îmi spune că o să avem venitul de aproape 6 miliarde. De unde, cum, la prețurile. Stau să împart, să văd simplu dacă cât îmi iese. Apă consumată, raportată și bugetul și prea calculată ce a fost anul trecut și face o previzualizare că va fi mai mult consum. Dar e făcut. Nu am mai spus. Nu trebuie să vă scurați. Să fie făcut, să treacă, să rapărăm. Dar veniți cu niște explicații mai certe. Poate nu pricepe toată lumea. Sincer. Deci scris, cred că cine a făcut întocmirea asta de buget, ce-o zic? Scriu, da, se duc la el și contează. Păi zic să vină cu niște lucruri, să vină un pic mai documentate, mai da. Explicite. Da. Atât. Mulțumesc. Pentru că știi cineva cu domnul vreau să spun și eu ceva. Spune. Nu supunem la vot ce ne-i substituim? Probabil că are urgență de ieșit până afară. Bine, nu odată am spus că eu am fost împotrivă sau m-am ținut când a fost vorba despre serviciu de apă. În cadrul acestui serviciu, de-a lungul timpului, s-au produs sau petrecut niște lucruri. Să amintesc ultimul, cu încasarea acestui sume de 120 de lei pentru ce spunea antevorbitorul spunea despre pierdere de planificație. Pierdere de planificație nu se știu să vedeți. Le răspund dacă în această epocă în care ne aflăm discutăm despre așa mari pierdere de planificație înseamnă că ne merităm soarta. N-avem dreptul să vorbim de un buget, dacă noi nu știm cât se încasează, poate cât se încasează, am putea ști, dar cât se pierde, cât vom fi nevoiți să mai plătim de 120 de lei în plus, nemeritat, necuprins într-o evidență contabilă. Aia sunt bani curați de la cetățeni, vă spun sincer. A doua chestie, domnii mei, toată această ciogăraie cu care veniți în fața noastră, cum a fost și programul și planul precedent, vine acum buget anex la bugetul respectiv. Nu văd, și văd acolo 599.200. 599.200. Pe trimestru 1 spune cât, pe 2, pe 3.
ce sunt aceștia lei, mii de lei, și așa mai departe. Deci, domnule, haide, nu mai veniți în față. Nu, efectiv, nu pot să-mi dau seama să fac vorbire despre cifrele respective. M-aș fi aplicat asupra lor, dar n-are rost, pentru că nu știu, domnule, ce reprezintă. Îți lei sau mii de lei? Atâta timp cât sunteți de acord să veniți cu astfel de lucruri în fața noastră, eu n-am să fiu niciodată pentru, am să fiu doar împotrivă, pentru că lucrurile nu sunt analizate în totalitatea lor. Și eu am spus-o, am fost contrazis de colegii mei. Istoria se va repeta. Cu încasarea acelei sume veți veni iară, mulți dintre cetățeni vor intenta procese, procesele știu că durează ani de zile, te pierdut cine pierde? Toți cetățenii. Dar la urmă urmii, pierdut, o să pierdă și dumneavoastră cei care beneficiați de apă. Că odată coada pisicii se va rupe. Ori nu se va opri acest serviciu, ori nu știu ce se zice. Nu trebuie să vă permiteți să mai încasați suta aia 20 de lei, sau cine știe, s-ar putea să fie mărit între timp. Dacă nu ne aplicăm, ce s-a făcut de la dezbaterea de atunci? Ce s-a întreprins concret? Dom'le, s-a făcut un studiu dacă se fură apă sau nu se fură apă. S-a făcut un studiu dacă pierderile respective sunt de la bazin de unde pleacă până la contoarul omului acolo. Dacă sunt mai pasuri făcute. Nu s-a întreprins nimic. Și atâta timp cât Eu aș zice în felul următor, ca să nu mai fie discuții contradictorii, să mă ascultați cât de puțin. Și după aceea discutați și noastră. Eu nu fac parte din nicio... Da. Am ajutat foarte mult, deci de acum un an, de când am avut discuție pe tema apei, așa cum am promis atunci, am ajutat serviciul de apă. Deci, începând cu anul trecut, am făcut expertiza sistemului de apă din toată comuna, cele trei sate câte au fost deocamdată. Am trecut acum la realizarea fișelor de fundamentare pentru nouul preț, atât pentru prețul de apă, cât și tariful de canalizare. Și zic eu că ar fi fost foarte bine dacă se analiza bugetul pentru serviciul de apă, împreună cu fișele de fundamentare. Și dacă ar fi fost foarte bine, dacă, conform legii, Consiliul Local, care este, să spunem, cel care coordonează activitatea serviciului, ar fi făcut anual analiza acestui serviciu. În care, în analiza respectivă, să fie trecute toate datele pe care noi să foarte bine le-ați explicat. Da. Deci nu puteți să faceți o analiză fără a cunoaște exact ceea ce se întâmplă în serviciu. Dar problema este alta. Serviciul nu are șef. Un serviciu care nu are șef, vă dați seama că nu funcționează. Nu are cum să funcționeze. Pentru că nu are cine să coordoneze această activitate. Și este foarte greu. Avem mai mulți ani, 2-3 ani, de când nu avem un serviciu. Avem 2-3 ani de când nu avem autorizație de funcționare de apele române. Documentație trimisă în 2020 și de abia acum am realizat, spunem că peste o săptămână, două, să primim autorizație. Fără autorizație, fără bilanț de pierdere, nu poți să te duci mai departe cu fișa de fundamentare. Sunt foarte multe lucrări care trebuie să făcute. Ce să le facă? Domnul primar e primar, Consiliul Local e Consiliul Local, au rămas doi oameni, o potabil și un muncitor. Deci noi trebuie să ne activăm mai mult să obținem un șef de serviciu care să preia activitatea și să vină. Și să vină către dumneavoastră totdeauna cu problemele care sunt în serviciu. Eu vă pot spune că am venit atunci cu niște soluții. Am încercat cu domnul primar, cu doamna secretară, am vorbit cu băieții să facem niște controle. Și s-a îmbunătățit cât de cât situația după controle. Am venit ca să preluăm, să facem, să trasăm pe hartă, pe harta satelor, exacte rețele de canalizare și de apă. Am făcut-o.
Când am mers cu ea la România, i-a spus, stai, domnule, ai făcut-o dumneata, dumneata, cu ce drept ai făcut-o? Și a trebuit să mergem să facem la un proiectant să ne pună ștampila. Plătește și acolo taxă. Mă rog, toate astea. Le-am făcut pas cu pas. Dar nu s-a mai luat nicio măsură. Am zis atunci când s-a pus să ia 120 de lei de plată, eu v-am spus de atunci că nu o să ajungă bani decât până în mai. O ajuns până în iulie. Dar nu s-a reglementat. Trebuia cumpărate niște aparate de măsură. Atât pentru apometri, cât și pentru energie electrică cotor. Noi când am început să facem fundamentarea fișei, trebuie să pornești de la o bază. Să vezi cât apă e pompat, cât apă e vândut, cât apă e procesat. Și cheltuielile pentru fiecare parte. Ori dacă eu nu am apometre, nu pot să spun cât apă am pompat. Am două sisteme și eu am apometre numai pe un sistem. Niciodată nu o să-mi iasă un preț corect. Am consum de energie electrică pe un sistem, am și pe la doilea, dar care se duce pe canalizare. Iar nu este corect. Dar până la urmă am scos-o și am făcut o fundamentare pe datele care le avem, am făcut bilanțul pierderilor de apă, dar noi având contorii, n-am putut să facem efectiv, dar am făcut-o pe total, adică apa care am cumpărat-o, apa care am vândut-o și apa care am procesat-o. Și anul trecut, deci noi am cumpărat 69.700 metri cub. Asta am cumpărat noi de la Apele Române. Cu 0,076 de bani de lei pe metru cub, asta înseamnă vreo 5.339 de lei, care am dat noi la Apele Române. Am vândut 61.000 de metri cub. Deci la populație am vândut 61 și am obținut 157.380 de lei. Apa procesată este dată din un apometru care este montat la stația de curare. Și este 23.800 de metri cub. Dar nu este o realitate, deci nu este apa consumată efectiv de către utilizatori. Pentru că utilizatorii sunt foarte puțini. Deci din 389 de utilizatori, avem de avea 117 utilizatori pe canalizare. Pentru că noi nu am obligat. Sunt oameni care au apă, trece canalizarea prin fața lui și nu e obligat ca să fie la canalizare. Ori legea 241 spune destul de clar. Nu ai voie să ai alimentare cu apă dacă nu ești legat la canalizare. Sunt multe probleme care le-am discutat cu domnul primar de ieri. Eu tot am venit pe la dânsul, am tot avut legătura, am început să facem ce am putut. Deci apa procesată 23.000 de metri cub, cu 1,95 lei, 46.410. Deci noi am realizat o valoare de 203.790 de lei. Am cheltuit 5.339 pentru Apele Române, din noi au rămas 198.451. Cheltuielile, dacă vă uitați, nu știu dacă aveți și fișele de fundamentare pentru prețuri, care trebuie să ne discutăm mai târziu, în fișa de fundamentare aveți exact valorile pe care le-a cheltuit, ce s-au propus, ce s-a realizat și ce ne-am propus acum iar. De-aia ziceam că era bine de discutat fișe fișele, pentru că acolo aveați datele care erau. Normal, în raportul care s-a făcut, trebuia să scrie toate datele astea. Dar cineva trebuie să facă raportul ăsta. Contabilul atâta se pricepe, șeful nu este, și atunci până să nu aveți ce analiza. Și este clar, dacă nu aveți datele, să nu puteți să vă spune, domnule, da, sunt de acord, sau nu sunt de acord, sau să veniți cu anumite propuneri. La pierdere, să știți că este, cred că, cea mare problemă. Deci, conform legii, noi putem să reducem până la 20% din apa cumpărată ca pierdere. 5% pe aducțiune și 15% pe rețeaua de distribuție. Dacă depășim 20%, asta înseamnă că trebuie neapărat tot sistemul băgat în modernizare. Nouă, așa cum ne-a ieșit din datele care avem, ceea ce v-am spus, deci 69.700 cu 61 înseamnă 18.40% pierdere. Pierderile astea sunt de mai multe natură, de mai multe natură. Deci sunt pierderi tehnice care se datorează problemelor care apar în instalații. De exemplu, rezervorul de la Copen, rezervorul 1, s-ar părea că este fisurat. Pentru că în camera vanelor este tot timpul apă. Acolo ar trebui golit tot rezervorul, intrat, văzut dacă este fisurat sau nu. Dacă este fisurat, sunt posibilitatea acum să repare cu tot felul de substanțe care sunt pe o anumită perioadă. Majoritatea vanelor
care au rămas, toate pierd. Avem poze de la, de când am făcut expertiza, s-au mai luat ceva măsuri, dar prea puțin. Nu mai vorbesc de pierderile care sunt accidentale, cum a fost, de exemplu, la dispensar. La dispensar, unde s-a putut o cantitate foarte mare, 5.000 de metri cub. Din întâmplare, asta vreau să dau în altul. Da. Din întâmplare, avaria care a fost la dispensar a trecut prin apometru și ne-am putut da seama ce cantitate de apă se poate pierde într-o perioadă atât de scurtă. Să descarce 5.000 de metri cubi de apă în 7-8 zile, este, și-au trecut prin apometru, deci a fost, dar la o avarie pe o pe conductă mai mare, de 90, și poate 90 luni de zile sau 2 luni. Domnul Buliga tot timpul vede apa care curge pe șans de la... Aia de la Bana care este... Așa că nu putem să spunem oameni. Nu putem să spunem că cetățenii din Căiuță scoți și toată lumea fură. Deci ne-am convins de pierderile astea, de accidentele astea, că se pierde foarte mare cantitate de apă. Deci nu că cineva... S-o fi și la furt, dar poate 1-2%. Asta nu înseamnă că toată lipsa de apă care nu e contorizată, care nu se încasează, aia de toată la furt. Nu, sunt pierde și acum am de demonstrat chestia asta reală. Continuați, ce să spun. Problema este în felul următor, că noi pierderea care o constatat de 18,4% nu este reală. Pentru că eu vin cu pomparea din puțul de la Ploc, pompez fără să o înregistrez. Deci, eu pe lângă 69-70 câte am pompat, am mai pompat vreo 20.000 de metri cubi. Dacă erau și ele adunate și cu diferența, vă dați seama câte așa. Cred că trecem peste 40%. Deci trebuie neapărat să avem aceste aparate. Deci dacă serviciul nu se dotează cu aceste aparate, ca să poți să faci să vezi unde să acționezi, mergem tot timpul așa în necar și niciodată nu o să ieșim la suprafață. Și nici nu o să avem fonduri ca să angajăm pe cineva care să poată să urmănească. Angajăm pe cineva ca șef de serviciu. Nu avem cu ce plăti. V-ați supărat că n-am zis anul trecut, domnule, de ce primăria nu alocă niște fonduri? Că se poate aloca niște fonduri ca să putem trece pragul ăsta, să trecem, să găsim pe cineva. Eu propun în felul următor, găsim pe cineva, chiar dacă este tânăr, îl ajut. Eu îl ajut cât îmi permite timpul și ce știu, ca să poată să meargă să formeze pe post, să rămână, să facem ceva. Nu putem. Apa este vitală. Să știți că am avut... Eu am relații cu multe primări unde mai lucrez cu anumite lucrări de energie electrică. Și am întâlnit foarte mulți primari care au zis, domnule, nu pot să mă duc să întrerup apa de la oameni, este vitală. Au fost și au dispărat și la anii 10 și tot așa exact. Nu că sistația are care. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Dar trebuie să găsim soluții și păcat că avem. Acum o să vină și proiectul nou de extindere. Poate prin extinderea aceasta o să reușim să ne punem pe picioare, dar până atunci ce facem? Trebuie neapărat să dăm drumul. Deci fișa de fundamentare nu este fișa reală. Eu vă spun, nu este fișa reală, pentru că n-ai cum să o faci reală. Am făcut-o în așa fel încât să acoperim niște cheltuieli care avem nevoie și să nu depășim nici prețurile care sunt impuse și de către ceilalți, că sunt furnizori în țară. Eu am o fișă unde am fost furnizori. Și sunt și care au prețuri mai mari și care au prețuri mai mici. Cracul, de exemplu, tot așa, are 5 și 5, aproape 12 lei pe total. Raja, care veni și la Onești, de la Constanța, au 12 și 13 lei. Deci nu sunt prețurile așa mari. Și eu știu, eu zic așa, că cu prețurile astea am putea să depășim pragul ăsta, în așa fel, 2-3 ani, după ce o să terminăm cu extinderea, să putem să intrăm cât de cât în realitate. Dacă nu ai consumator mult, că foarte mult spun așa, domnule, păi eu nu pot să mă branșez la canalizare. Trebuie să-i găsim soluții. 2-3 case, pe o parte, cu cămine, facem o supraversare la drumul, că nu putem nici să spargem șoseaua, dar sunt soluții, se găsesc soluții, sunt proiectanți care pot face lucrul ăsta. Bine, nu chiar pe bani foarte mulți. V-am spus, am fost la un proiectant care ne-a ajutat. Deci care a făcut proiectul și el mi-a pus viza pentru planurile care le-am făcut. Pentru că știa zona, pentru că știa, a văzut ce am lucrat, i-am trimis și s-a uitat pe ele și deci mai sunt totuși proiectanți care pot să ne ajute, dar să vrem și noi.
Eu acum nu vreau ca să critic pe nimeni. Dar cum am pus atâția bani pentru ca să facem frumos aici în primărie și foarte frumos că am putut face. Dar pentru ceilalți nu putem să facem. Adică să fie mulțumită toată lumea. Deci ne gândim și la noi și foarte bine că stau aici 10 ore. Dar hai să ne gândim și la ceilalți. Mai ales că avem ceva pornit. Haideți să facem totuși o... Eu știu. Se găsesc soluții. Juriști avem. Are ce să se gândească, să uite în lei, să vadă cam cei care sunt posibilitățile. Eu așa văd problemele. Deci cum credeți dumneavoastră, dar eu zic să dăm drumul la fișele cum sunt. În bugetul care este prins, este în fișe, îl găsiți în fișe, la ceea ce ne-am propus pentru anul ăsta, deci a treia coloană. Ce am realizat este la a doua coloană și în prima coloană este ce ne-am propus noi când am făcut prețurile de 2,58 și 1,95. Adică noi. Vorbesc de serviciu acum, nu noi. Deci din fișele alea puteți ca să analizați. Cum credeți dumneavoastră? Dar eu așa aș vedea, să dăm drumul la fișele astea, dacă vreți bugetul să-l mai discutați după ce facem fișele, ca să putem să-i lăsăm în continuare să meargă. Domnul Durana, dacă vreau cineva să... Deci, este ok, vis-a-vis că domnul Daniel Ovănișu a adus completări care, normal, trebuia să ne prezinte domnul primar. Acum aș veni cu o propunere care, dacă vreți să țineți cont, și dumneavoastră să decideți ca pentru la anul neapărat să prindeți o sumă pentru reparații. La ce spunea domnul Daniel, măcar vanile cu pierde, tot ce se poate, pentru lucrări puteți subvenționa la... Cu domnul Daniel? Nu, pentru anul ăsta, da. La buget pe anul ăsta, dacă ne-am. Deci să luați în cald, să prindeți o sumă, neapărat. Să reparăm, ca să nu mai revenim, că așa e. Toată lumea, știți că a fost chiar printre primii de acord cu banii aia, să dea numai să nu rămâni fără apă. Și chiar dacă se întâmplă, nu voi fi un nou cont. Dar nu trebuie să mai ajungem în situația aia. Atâta. Domnul Ghean. Sunt bucuros că mai sunt colegi care de acord cu mine, cum trebuie acest proiect să nu fie votat. Eu propun să-l amânăm. Să țină cont de propunerile domnului Dădărea, cu fișurile cu fundamentare. Și o completare. Domnule primar, eu nu am făcut din comuna asta pe nimeni nu poți. În schimb, marea majoritate dintre noi, prejumar, suntem că pe lângă pierderile tehnice, ălea care se întâmplă. Ori mai fi, unii zic 2%, 4%, nu știe nimeni cât. Mai sunt și însușiri de apă, adică beneficiari de apă neplătită, netrecută prin contor. Deci dacă suntem de acord cu chestia asta. Domnul Zanile spunea că se facă o analiză. Dacă ne amintim foarte bine, data trecută când s-a venit cu suma aia propusă, nu se știa numărul oamenilor care sunt cu contracte, nu se știa numărul metricuri, așa, mă duc jos după... Trebuia făcut o schimbare. Faptul că în primărie avem un număr de oameni de angajați, discutăm această chestiune și la un alt proiect cu care veniți în fața noastră astăzi, chiar nu găsim să facem o rocadă pentru desemnarea unui responsabil care să fie și profesionist în timp. Toată lumea poate să învețe și să-l punem în capul acestui serviciu să fie responsabil până. Vorbim, bată de cele care ar fi normale pierderi de 20, dar noi suntem cu 40. Suntem de acord să mergem mai departe cu el. E bine, da. Vă mulțumesc. Am văzut aici un buget, deci total cheltuieli 599.200, total venituri 599.200. Aș întreba, am bugetul de 2022, în procent de cât s-au încasat venituri? Adică era planificat o sumă și gândesc că s-au acoperit cheltuielile. Nu s-au acoperit. Așa, cam cât trebuie. 50% cât s-au acoperit. N-avea cum să... Dacă am văzut
Cam 70% atât. S-a mai acoperit cu 120 de lei aia, o sumă de 64, că nu o s-au încasat chiar toți, nu toți au plătit, zic eu, cam 20 sau 80% au achitat. Și totul s-a mai acoperit. S-a mai acoperit de primărie prin anumite cheltuieli care s-au făcut, cumpărând anumite, nu știu deci ce. Deci tot e o diferență în jur de 25% care nu există, s-a mai există. Acum, în fișa nouă, dacă vedeți noastră că fișa când îți vede proiectul, îți vede exact cât cheltuieli pe care ți le propui. 529, de ce este prețul care este acolo? Ei, el ce se întâmplă? Noi ne propunem că o să facem cheltuiala respectivă, dar poate nu o facem. Sau poate facem mai mult ca cheltuială. Dar dacă se măresc, acum se face extinderea de rețea pe anumite tronsoane. Stres. Ei, atunci se măresc consumatorii, mi se părește, mi merește și mie aici cât de cât realizarea. Și încasarea. Da, încasarea. Și atunci, dar baza este mică. Deci dacă noi reușim să încasăm banii ăștia cu prețul ăsta, eu vă spun că ne putem permite chiar să facem anumite modernizări în rețea. Că noi așa am pierdut acolo niște cheltuieli pentru rețeaua respectivă. Pentru reparații, locuiri, de rețea. Și eu chiar i-am propus domnului primar să renunțăm la puțul forat din loc de acolo, pentru că are și un debit foarte mic, 0,83 litri pe secundă. Și avem puțul care este foarte bun, postul izvor de la CAP, care, după spuse ministrul după analizele care a făcut, este foarte bun. Și atunci pot să merg de acolo să-l folosesc, dacă o să am nevoie, după ce o să fac, dă drumul la brad. Deci sunt posibilități, noi avem posibilități, că sunt multe lucruri care trebuie spuse. Să știți dumneavoastră că românul nostru este foarte, foarte, cum să zic eu, șmecher. Dar o șmecherie de aia proastă. Pentru 2,57 metru cub de apă, mă duc să mă fac de rușine, să întorc apă un metru, ca să nu plătesc 50 de lei. E, cum să spun, e supărător așa. Și eu am propus că asta se pot rezolva foarte repede. Eu iau o casă care are 3 metri de familie și mă duc la cealaltă care au 3. Și ele trebuie să aibă cam același consum de apă. Pentru că e același lucru. Dar sunt, mai sunt, și cred că și dintre dumneavoastră mai sunt, o să le pare rău acum să vă spun, poate nu așa, poate așa, care eu știu că beneficiază de canalizare și nu are contract. Sunt. Dar nu mai spun. Sau fiecare s-au branșat cum au vrut. Așa au fost. Așa au fost situații. De maniera asta a fost situația. Dar trebuie odată pus piciorul în praf și spus, mă, și vă spun eu că oamenii, în momentul când o să vadă, eu am zis să facem o propunere de serviciu, să facem o comisie, 2-3 consilieri, 2-3 oameni din sat care vor, cei de la să verificăm pe toți utilizatorii de apă. Mai mult, prin lege, noi suntem obligați să verificăm conturi. Sunt conturi de 30 de ani. Eu am conturi de 30 de ani și sunt sigur că conturul ăla nu mai este corect, nu necesitează corect. Pentru care depuneri de minerale pe paleți, el nu mai se rupte cum trebuie, deci asta este. Dar din 2-2 ani... Mai mult, plătiți mai mult, nu e problema asta. Nu e asta o problemă. Problema e în următor, că nu mai avem o verificare clară. Și atunci serviciul ar trebui să-și cumpere 10-20 de conturi. Face o schimbare lunară. Dom'le, luna asta schimbăm 20 de conturi pe raza cutare. I-am schimbat, i-am luat pe ea, am dus la verificat și îi ducem înapoi. Și tot așa. Deci avem obligații. Avem obligații din 2-2 ani de zile să facem bilanțul pierderilor. Ca să vedem unde ne aflăm. Ca să îmbunătățesc prețul la apă și să am eu câștig, trebuie să... Când ar trebui vana aia care curge pe acolo, cum se spunea locuită aia? Păi cum să nu? Păi cum să nu? Păi dacă... La biserică. E vana care pleacă la Bindar, care curge în continuu. Și nu. Câte luni au trecut de când am discutat numai la Bindar? Cum îți vezi ceva lui, s-a 12 ani? E bun la cam. Un an de zile. Păi tanda, bun. Adică, cine e vinovat acum? Noi tot. Păi tanda, Consiliul, pentru Consiliul trebuie să tragă la răspundere serviciu. Bă, oameni, eu vede, ia să vedem ce face. De câte ori ați analizat dumneavoastră în Consiliu, acolo ca activitatea serviciu? Dar când îmi puneți întrebarea asta, vă uitați la mine. Când ești de rugător aici așa. Dar de câte ori Orehanu n-a spus, hai să analizăm și activitatea poliției locale. Deci am spus, nu vine aici, nici să arunc acum. Nu vreau nici să acuz pe nimeni, dar trebuie. Deci am venit cu... Dar trebuie acuzat.
spune până la capăt. Nu, nu. Că, știți cum, dacă a pus piața energiei și n-am pierdut, nu vreau să pierd energie. Da, chiar, gata, mulțumesc. Da. Mă duc cineva? Spune-mi la vot. Cine este pentru? Acum, cine este împotrivă? Abține. Cine se abține? Una. Cu condiții pe care s-au discutat. Medicului. Ideea se mulțumesc. Exact, sunt toate reparații capitalului la această final. Proiectul hotărâre numărul 5, din 20.1.2023, privind aprobarea organigramei statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Peliți și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Peliți. Vă oferesc la discuție. Cine dorește? Deci, dorește. Domnul. Domnul Matei. Domnul Orteanu. Atât, da? Confirmă, domnul Matei. Două mici probleme. Domnul primar, se duce porții locale direct în subordinea noastră. Și program ce păzește are cu pații pe care l-aveți acolo. Dar și mare rost. Pentru că vă spun să-ți discuți și la mulți cetățeni, nu știu dacă pază face, are mașină în dotare, tot timpul este în mișcare, o mașină la primărie, este tot. Care e rostul și rolul pazicului? Fii și apostol. Ce trebuie să facă el efectiv? Trebuie să aibă pasat, să pun să plimbi prin comun când vrea, unde vrea și la ce vrea. Păi dacă e pază, e pază. Păzește, ori primăria, ori serviciu de apă. Asta și termin doamna secretară. Vechea problemă vă 6 ani, cu întrebare, că nu mă mai agit. Dar pentru cultura mea generală, să vă ce-mi răspund. Ce trebuie la compartimentul de stare civilă, în afară de acceptul dumneavoastră, unde are și arhivul și transport public, pentru că a fost să fie pe studii superioare? Ce condiții trebuie? Că tot timpul s-a lovit de treaba că nu-i pe lege. Mi-a spus și domnul primar câteva ori, se pare că domnul primar pasează problema la mine. Ce trebuie? Că are și transport, auto, bănuiește și arhivul și mai multe funcții. Ce trebuie, dacă are studii superioare? Ce trebuie ca să transformați postul pe studii superioare? Aveți de unde? Pentru orice s-a găsit, mai e puțin și pe studii medii vă să rămână femeia servici și pe 2-3 persoane. Deci încramponarea să facem abstracții de persoane. Poți să vă răspund un scris? Poți să vă răspund un scris? Ați vorbit și exact la timpul din bunul ăsta. Da. Mai vreau să spui șanul. Unul e, da, și vă spun de 6 ani. Deci, atâta timp cât la un compartiment. Și mâine e vor redactez un răspuns. Da, chiar vă rog, dați-mi răspuns și eu. Mulțumesc. Domnul Matei. Din formă în organigramei, constatăm că în subordinea Consiliului Local, funcționează trei servicii. Serviciul de spațiu de urgență, serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, serviciul public de depozitare și management al gunoiilor de gaz. Eu vă propun dumneavoastră, domnilor consilieri, să mai înființăm un serviciu în cadrul Consiliului Local. Și anume, un serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Eu cel puțin văd în statul la prarea numai câini. Câinii la prarea numai câini. Mai ales în virtutea evenimentului care s-a întâmplat și în București, că o femeie a fost mâncată, pur și sigur, de vin. Da? Eu propun să înființăm, e vorba de două posturi. Două, sunt cadând doi, e vorba de un tehnician și eu, încă unul care... Și avem baza legală, ordonată de urgență numărul 155 din 21 noiembrie 2008. Spune la articolul 1, chiar pe 1. Consiliile locale au obligație de a înființa, în funcție de necesități, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Cum considerați dumneavoastră să stabilim dacă e necesar sau nu? Să înființăm acest serviciu
Va mai mult servicii specializate pentru gestionarea copiilor fără stăpân pot fi concesionate persoanelor juridice. Adică îl înființăm și îl concesionăm. Dar persoanele îl concesionăm și cu el domnul concesionar să administreze cine ești fără stăpân. Deci nu obligatoriu să îl înființăm și îl putem gestiona. Sau există posibilitatea de parteneriat. Adică, pentru că e adevărat că răspunii să faci pentru câine, avem posturi, dar pot fi încheiate protocol de colaborare cu unitățile administrative teritoriale care se învecinează sau la nivelul județului. Și eu știu că la nivel de municipiu Onești există așa ceva, un centru de plasament, putem baza un acord de colaborare, câine că câine aici și îi dăm lor, baza un acord de colaborare. Pentru viitor, propun treaba asta, să într-o ședință ulterioară sau mai sunt chestia asta. Atât. Mulțumesc. Doamne Orchean. Și vis-a-vis de acest proiect nou, și vis-a-vis de acest proiect în față spre aprobare, în schimb, când este vorba de și aparatul de specialitatea primarului, e treaba bună. Având în vedere, pe unele lucruri de care noi ne izbim, să vorbesc, fac la serviciul de apă, e om. În funcție de numărul de angajați într-o primărie, excluzându-i cu cei de asistență socială, așa, eu aș face un preambul să vă spun următoarele date, scurt. În Londra, la 8.500.000 de locuitori, sunt angajați în primăria Londrei 800 de oameni. În București, la 3.500.000 de locuitori, sunt angajați în primărie Bucureștiului 7.000 de oameni. La noi, cu o populație de 4.700 și ceva, sunt angajați în jur de 53 de oameni. Domnule, făcând sumare calcule, reiese următorul lucru. Că în Londra, da, doamna secretar generală, am găsit cifra? În Londra, la un număr de 100 de locuitori, ar veni un procent de 0,0094 de angajat. În București, ar veni un procent de 0,2% angajați, iar la noi ar veni 1,12. Spunând aceste lucruri, iată că avem posibilitatea să punem sau să redistribuim oamenii, dându-le sarcini cu focul prin grija postului clare, acoperitoare, permisibil să fie realizate, am putea face aceste lucruri. Cu aceste fiind spuse, vă mai spun că am să fiu împotriva acestui proiect, atâta timp cât nu vor aplica. N-am spus-o prima dată lucrul ăsta. Suntem mulți, dar nu știu ce face fiecare. Analiză. Papa n-am analizat-o niciodată, poliția locală nu analizăm niciodată și toate serviciile sunt multe activități. E firesc ca oamenii să fie supărați pe noi Consiliul Local. Mai puțin cu dumneavoastră. Dumneavoastră spuneam că sunt trei servicii în subordinea noastră de direct. Îl propunea pe al patru. Dar și cele care, nu depinde noi, ci, cu ce poate să depinde de mini consilier și colegii mei, servicii de apă atâta timp cât îi retribuiți dumneavoastră, primării mea. Cum îi primării? Ce îi retribuiți? Cum să nu? Cum adică? E autofinanțat. Locazează și-a bani, nu e retribuit. Păi atunci vreau să-i lăsăm liber, mă. Nu mai sunt servicii de apă. Cetățenii sunt noștri, nu ai cu ziua. Păi dacă sunt cetățenii noștri și dacă avem dureri față de cazuri și probleme de cetățenilor, hai să o facem cu profesionalism. Dacă nu vă pun cu gânduri cifrele care vreau, dar nu e nicio problemă. Vă mulțumesc. Mai doriți cineva? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă?
rezultatul. E potrivă domnul Ocheanu? Da. Sunt trei. Sunt trei. Asta se cere trei lucruri. Dar cine este împotrivă? Cine este pentru și cine se abține? Eu, păi dar m-ați întrebat domnul Ocheanu, dar ce, era obligatoriu să fiu împotrivă? Nu. Asta se cere trei. Nu, a zis dumneavoastră în discursul meu, asta a zis că eu sunt împotrivă. Eu rețin. Da. Domnul președinte este executiv. Da. Să întrebați o dată, cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Corect. Cine se abține? Corect. Noi, două abține. Ramana. Și? Și 13 pentru, două abține. Cine este? Domnul Ozean și domnul Roșca. S-a scurtat? Curios. N-are voi? Proiectul de hotărâre numărul 6, în 30 ani, iar 2023, privind aprobarea transmiterii documentației realizate de serviciu public de alimentare cu apă și canalizare călăți pentru modificarea prețului la apă și a tehnicului de canalizare. Doriți discuții? Nu, mai aprobat. S-a mai discutat. Deci, domnul Mare. Am mai aprobat o dată de la un an. Mărirea prețului. Deci, domnul Mare, mai vrea cineva la discuții? Anul trecut s-a aprobat de rechid o zi. Nu spuneți, domnul Mare. În 2021. Nu? În 2021. Dar nu s-a aprobat la NSC, acum de sunt din Tăiat. E noua fundamentare. Nu s-a aprobat. Pe același preț. Spuneți, domnul Mare. Am și o problemă. Deci, înainte la apă, puteam 2,56 la primul șer, apa care intra în sistem. Și ieșea 1,62 sau 1,62, era mult mai mic. Ținând cont că suntem în zonă rurală, nu suntem la oraș, adică nu folosim totul în casă, unii din cetățenii comuni dă la animale, ud în grătină, folosesc și la diverse activități în curte. Eu cred că prețul pe metru cub aici la iepurare ar trebui un pic mai mic. Adică, nu știu, ne spune hotărâri domnul, dacă deci, ar putea să nu sunt un specialist, dar din ce am avut înainte și ce propunem acum... Încă o dată vă spun, deci nu poate să fie real prețul, tariful la canalizare. Nu, dar de ce avem la fel? Adică ai 5,31, 5,67. Deoarece consumul de energie electrică, pe canalizare este dat de consumul de energie electrică pe apă de la puțurile de la Popetru. Pentru că nu s-a făcut, când s-a făcut modificarea la alimentarea pompelor din floc, da. S-a luat din branșamentul de la canalizare. Și mie, consumul de energie electrică mare, m-am spus că așa, da. Îmi dă acum prețul ăsta. Dar el, pe parcurs, ar putea să fie mai puțin. Dar eu acum nu pot să-l schimb, pentru că eu nu pot să mă duc acum cu prețul... Când avem toate unitățile de măsură. Exact. Aparatele pentru măsurare, reala... Exact. Asta este. Deci am spus, mergem în o perioadă cu prețul ăsta ca să putem să ne acoperim, să mergem înainte. Și după aia revenim. Dar nu se face. Nu mai pot revenim. Branșament separat pentru pompe, pentru... Se pot, dar trebuie să vedem. Asta, adică așa aveți prietul ar fi vedea. Eu de un an de zile te-o spun, dacă... Dacă noi facem alta mai mult. Constatăm peste un an de zile că este mare preț, nu? Ca să dăm înapoi, trebuie să ne luăm iar toată procedura. Da, altă fișă de fundamentare, da. Dar astea se fac din 3-3 luni, poți să le faci, sau poți să le faci din an în an. Deci în lege spune destul de clar. Și uitați, vă spune, vă pot da exemplu, ia uitați aici exemple, de la ceilalți distribuitori de... distribuitori de apă. Uite, de exemplu, Raja. Deci are pe data de 11.1.2023. Deci acum, recent. Da. Și în septembrie a avut alt preț. Era de 12 lei și ceva, acum e de 13 lei și ceva. Vezi? 6.87 cu 6.13. Diferența nu este mare. Dar la noi este aproape aceeași din cauza asta. Din cauza că aceste consumuri nu se reale. Deci o stație, niciodată n-am să mă duc să consume atâta energie. Mai mult, pe branșamentul de la... la canalizare este și în natură public din zonă. Hai, mai
funcționează stația? Stația lui curare funcționează, dar în salturi, adică nu funcționează în totalitate, deci să meargă automat. Se duce aproape când e aproape plin bazinul și dă drumul la pompă. Dar ea nu-și face datorie, ea nu face, ea nu lucrează. Nu face sistemul, nu face procesul biologic să trateze. Ați ridicat problema foarte complicată. Eu nu sunt de acord. Da, micșurăm prețul la apă uzată, dar punem un barem la apă abundată. Adică dacă depășește 10 metri micșurăm, diferența la 15 lei până la 20 lei. Să văd, mai faci un venit la nu grădină sigură. Pe unii cetățenii ai comunii, când cel de la Vale mudă, cel de la Deal nu are apă. Da, micșorăm prețul la apă uzată, dar punem barem. 10 metri cub ai depășit, îl pui 15 lei. Dacă îți permiți să uzi florile și grădina, plătești 15 lei sau 20 lei. Deci, nu? Da. Eu mi-am spus regulamentul de funcționare. În regulamentul de funcționare, apa este numai apă potabilă. Deci nu este nici pentru irigație, nu este nici pentru industrială. Ce să fac? Am mai să vadă în centru. Am mai băgat un hidrofor, am mai pus o pompă. Am avut, da. Și de-a Dumnezeu țărână. Deci apa este, a făcut un calcul. Am făcut un calcul la chesorul de la Copei, are 5,5 litri pe secundă. Asta se duce la vreo 280 de litri de metri cubi anual. Deci ceea ce nu vă spune că... Dar nu-i problema asta. Dacă îmi dați voi un pic să luăm lucrurile mai logice, mai normale. Asta e o propunere. Eu nu cred că în RST o va aproba odată prețul ăsta. Eu nu cred. Nu știu ce o să întâmple în continuare. Sunt și prețul, dar m-am consumat. Nu, dar eu nu cred. Când te duci cu... Mă stați la un fel. Când le arunci prețul dublu de la 2 lei, 58 și dai și... Te duci cu... Nu, nu cred. Pur și simplu nu cred că o să aproape. Plus de asta. Astăzi am avut o discuție telefonică cu... consultantul și cu proiectantul de la apă și canalizare, că vorbim și de canalizare pe Angel Salini, am termen, eu, o chestie acolo, am termen, până la sfârșitul martie sunt aprobat SF-ul. La apă și canal. Și atunci vorbim de altceva, de alte prețuri, de altă rețea, de altfel. Vine apa de la Pralea, pe cădere liberă, alimentăm și Heltiu și Poiste și Vârcinț, da. Până la sfârșitul martie, chestia asta. Deci am... Am sula pus în coaste pentru asta, până la 100 martie, ca să fie gata SF-ul. Suntem acum, nu blocați, călare pe intabularea drumurilor, de pe Chetrosul, de pe drumurile din extra bilan, drumurile de exploatare. Ca să putem să facem SF-ul să depunem cu tine. Nu dezbatem și cu prețul ăsta la apă, dar eu nu cred că o să aprobă poate prețul ăsta la apă. Atunci ce au vrut la apă? Haideți să aprobăm mai multe. Asta e ceva fundamental. Da, fișa de fundamental. Dar de ce să aprobăm mai mic, sigur o să nu mai taie aia. Dacă dăm mai mic, o să nu mai taie și de acolo. A, deci nu că doar trebuie să fie înșată. Nu! Deci primul va iei cu prețul. Dar nu trebuie să mergem pe premiza că este un preț. Nu este. Cine nu vrea cu 5 lei să-i duc eu 100 de găleți de apă acasă. Hai să gândim și investim. Dacă asta e scumpă, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Două abțineri. Proiectul de hotărâre numărul 7, din 13 iulie 2023, privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare, proiect HUB de servicii, MMS, codul mic, mă rog, care este? Codul 30, nu-i codul 63. Codul moți. Da, probabil ați scris. Da. Discuții? Da, domnul Matei. Azi, îmi recunosc că astăzi am primit acest proiect, astăzi m-am uitat, de fapt, acum am uitat pe așa. Și m-am uitat și un protocol de colaborare. Ce e mai important și mai important, nu înțeleg, nu se descrie nicăieri, ce înseamnă hapul ăsta de servicii. Zici, să încheia prezent protocol. Obiectul îți constituie între ministerul așa și așa.
în cadrul proiectului hotar, în acest sens se pun la dispoziția unităților reale din primadă, dar nu nicio definiție clară, ce sunt noi, chiar nu înțeleg. Și nu de specialitate, vreau să pun definiții, ci ea. Dacă cineva este consilier, poate să-mi explice. Era clar să spun, ce e asta? El spune, pun la dispoziție, că se urmărește să facă, dar ce insinuie el, ce reprezintă tot asta? Eu nu înțeleg. Dacă nu înțeleg, pot să pot. Dar nu știu. Colaborez, pune imprimat, îți pune la dispoziție, pune iar ta să-mi acord. Pune. Dar ce înseamnă, mă, asta, concret? Cine? Ce se întâmplă? Să spunem, unul din asta, care înțeleg mai clar. Eu n-am înțeles, dacă nu înțeleg, pot. Sau pune nu știu de cauză. Știi că am venit. Ce înseamnă? Care se va urma prin intermediul dânșilor, prin SETSE, va fi linie securizată și toate prestațiile sociale, care înseamnă DMG, ASF, tichete sociale pentru grădiniță, știu ce alte prestații sunt, se raportează în ASF. Nu se fie aplicația asta. Nu se fie aplicația asta. Nu se fie aplicația asta. Și la orice lege, când o lege, dă termen, spune. Termen, dar înseamnă. Ce înseamnă aia unui deputat, vreau să lege. Asta nu e lege. Păi nu, dacă nu îl pui, la niște consilieri. Noi suntem din profesii diferite. Nu toți avem cunoștințe în IT. Eu nu am cel la IT. Dar, doamne, dacă trebuia amintit obligatoriu cuvântul STS. Păi exact, STS. Nu spune că era. Și e experță. Ar fi de multe aici, să STS-ul fie extinde până la date care trebuie să mă vină. Asta e. Deci, ați găsit cineva să mă râs? Adică nu înțeleg chestia asta. Să-i nici o aplicație electronică. Dar nu scrie nici de aplicație electronică, se este chestia asta, așa. Cum s-a făcut așa ceva? Dacă nu știu, se nu scrie. Dacă e vorba de SETSE, dar nu scrie de SETSE. Mai mici cu cineva? Dar nu scrie SETSE nicăieri. Dacă s-a scrie la urmă, de la urmă scrie. Eu nu cred că e vorba de SETSE. La fel, doar cu altă aplicație. Ce-a făcut? Păi vă zic, ce-a făcut cu format. Nu ce dar nu mai zic. Că proiectul sigur o să treacă, chiar că nu vor înțelege de-a unul la lucrurile. Era, domnul Mare? Da. Eu despre acest proiect am înțeles că se alocă niște bani din fonduri externe, 85% din totalul de 133 de milioane de lei, pentru digitalizarea sistemului instituțiilor de stat, cadrul nostru primării. Ce vizeți și eu, vă rog frumos? Am luat la tribune. Stai, de ce vorbim? La acord cu bucăți? Eu căutat ce înseamnă serviciu MMS. Trebuie să știu ce citesc aici. Nu există o valoare pentru protocolul ăsta, adică să înțelegi că cineva ne ajută, facem, dar nu știm sumă, nu știm timp, nu știm nimic. Nu cheltuim noi, noi doar primim... Dar există și o parte de contribuția noastră. Nu? Noi contribuim? Am înțeles. Și când aveți informații că vom putea de acasă să creăm o, să listăm o adeverință? Doar despre asta să... Sistemul e complex. Sistemul este un sistem complex. Am citit despre asta. Dar când vom avea așa ceva, dacă știți? Nu. Dar... Niciodată. Era aici, aici. Nu poți să iei. Acum să dăm cezarul ce al cezarului. Nu vedeți că vedețele... N-am nicio problemă. Dar le-o dăm acum. E aceea de a ne băga în ceață cu anumite proiecte. Citim ce este, de fapt, și de tare. Bă, chiar vom fi bun dacă vom avea și noi... Nu vrem, nu vrem chiar așa. Nu vrem. Nu vrem. Vizitor la lui Reza, pe aia sau... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă a mers șase, merg șase. Cine se abține? Atât nu. Niciodată, acolo, eu consider materie, nu știu ce seama aia de aia. Nu știu ce seama aia. Trebuia să faci greșe. Nu poți să apără ce faci, nu știu. Știu cum o vede. Nu știu. 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 Nu știu.
Nu știu dacă și trebuie să fie un proiect, tot așa, de ce vă doar cu începutul. Nu te binevesc, au fost diverse, da, la diverse, nu astea. Urmează de astea. Cine să scrie? Cine? La discuții. Păi, domnule, afectat, nu am să facem meserie. La diverse, la scrie, da, e o meserie de consiliu. Eu am dat doi puți. Și Mane? Da, domnul Matei. Trei probleme știu că vreau să aduc în atenția dumneavoastră. Unu, domnul primar, mulțumim frumos, s-a făcut foarte bine, dar am intervenit atunci cu codețul de la strada, nu te vrea acolo. S-a făcut în loc din tubul ăla, s-a înlocuit și s-a pus niște dare. Însă cetățenii spun că au mai rămas să mai pună în 4 dare de tip dispiții ca să scurgă apă. Și au fost niște crengi acolo, au dispărut crengi și și atâng acolo să nu se face rezolvă. Poate aveți în atenție, v-ați văzut să spuneți, completați acolo. A doua problemă este legat de POS. Am fost să achit taxe și impozite și am trecut arbitrarea această problemă. La ora actuală, Comuna Căieți nu a reușit să achiziționeze un POS ca să putem plăti cu cardul impozite, taxele, amenzi și așa mai departe. Vă spun că ce m-am documentat la nivel toate orașele din țară, inclusiv 91 de comune, au ghișeu.ro, care e aplicația pe care poți să online. Noi nu avem nici măcar ghișeu.ro, dar nu avem nici partea POS. Poate face totul. Nu e așa o aplicație. Deci chiar vreau să vă spun. Am semnat contract cu Banca Transilvania. Am semnat convențiile cu ei. Și poate era din probleme. S-a ajuns. Acum probleme. Nu, acolo nu a fost revelion, nu cred. Deci spunea să nu. Nu, am semnat contractul cu convențiile cu Banca Transilvania. Deci nu s-a sigur. Nu. Am, în momentul când am montat și cardurile, era câțiva dintre colegi care avea contul la Banca Transilvania și nu vroia să iei la VRD. În momentul ăla când am fost, am convenții pentru salarii ca să fac, am făcut și convenția pentru ghișeu cu un rost. Deci, o să urmăresc. Nu am mai întrebat ultimele, dar acum sunt din nou cu doamna Soare, doamna directoră de la bancă. Eu ca să trebuie să plătesc o valoare mai mare. Pentru asta și la bancă, la bancomat, trebuie să mă duc două zile, că nu pot să ridic într-o zi mai mult de 3.000 de lei. Trebuie să mă duc două zile, trebuie să eu într-o zi 3.000, trebuie să mă duc a doua zi mai eu, diferența, să mă duc 3.000, ca să mă duc să mă duc. Adică, poate o rezolvați cumva, că nu se bănesc, că am făcut avem capul ăsta. Mai ușor de plătit cu capul. O altă problemă este legat de documentele care se cer pentru eliberarea autorizației de funcționare. Am cerut, cum în fiecare an se renuiește autorizația, și mi s-a dat un document, o foaie de hârtie care se prezint atâtea documente. Și vă spun, îmi cere așa, copii de fapt de identitate, certificat de înregistrare fiscală, dovadă de dețile legale a spațiului, act de proprietate, contract de închiriere, certificat copii după dovadă achitării taxelor de autorizare, certificat constator de la Registrul Comerțului, document certificat de instituții abilitate de care se realizează îndeplinirea condiției igienico-sanitare, de bază, medic, provenire în centru. Și inclusiv, în cazul reînnoirii autorizației, va fi depusă în original autorizația de funcționare expirată. Eu m-am documentat un pic și am fost la dar de ce cere atâta fiecare an, fiecare alte documente? Să mai cum plătesc alte, în altă parte, cum se face? Am început la bucurie, spuneți, așa, am ceva simplificat și am un exemplu și vă spun cum, pentru că eu înțeleg autorizația, presupune să-l autorizez prin o activitate economică când începe. Nu încep în anul proiectului, pentru anul respectiv, dar după aia, mi se pare corect să-i faci viză, să o vizezi anual, plătești taxa aia, dar vizi cu viză. Și atunci poate să depui toate acolo. Pentru că, exclusiv în cererea asta de care mi se cere să depunem, scrie clar. Menționez că îndeplinesc condițiile impuse de regulamentul privind desfășurarea activității din sectorul comercial și al serviciului de piață pe raza unității anului teritorial. Ba mai mult, declar pe răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea. Deci dacă eu mă oblig și spun, domnule, noi intervenim modificări, declar că răspund. De ce trebuie să iar să iau fiecare acolo? Ba mai mult, acum, așa, să revin la ce am găsit la Baia Mare, n-am luat la București. Și tot ce spune, viza anuală a autorizațiilor respectiv acordului funcționare. Vizarea anuală a autorizațiilor
acord de funcționare a operatorilor. Ce acte necesare? O solicitare scrisă sau formulare tip, declarații pentru răspunderea administratorului, care este scrisă acolo, copia actului de identitate a administratorului, autorizat funcționare în original, chitanța de plată a taxei legale în original. Și spune că aici se dă pe loc. În plus, de anul trecut, de la 1 ianuarie anul trecut, a intrat în vigoare legea 267 din 2021, din 2009, în care spune clar, la articolul 2, nici unul, se interzice instituțiilor publice să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unor servicii publice, copii de pe avizele sau alte documente care au fost emise de către instituții publice. Păi dacă e asta, de ce nu cer? De ce nu se ridicăm și noi? Eu vă propun, fără nicio răutate, hai să vedem un pic, m-am uitat, am căutat pe site-ul primăriei, nu am găsit regulamentul din 2010, prin care se face referire, aici la HCR numărul 36, 2017, 2010, pe site-ul este în anul 2007 și începe 2011, că acolo scrie că regulamentul. Vreau să mă uit un pic acolo. Haideți să ne gândim atât de bunătăți și noi să ne ridicăm un pic. Vă propunerea mea asta. Vreau să vă întreb altceva, dar înseamnă că dumneavoastră n-ați prins autorizații de ele, cu 30 de milioane, cu 50 de milioane taxe de autorizare. Dom'le, eu plătesc la început. Deci mai există cu bani. Dom'le, eu plătesc bani, dar nu mai cerut cum atât cu obicele, sau poftim din plin. Eu din ce eu am luat asta. Cât? Am mai cerut Diana? Da, mi-a cerut plătea și a adus. Ba mai mult, uitați și a adus copii. Auziți, cea mai mici copii, dar tot m-am pus pe tocul așa. Nu, dar putem simplifica asta, nu e nicio problemă. Da, dar uitați. Voi să reactualizezi baza de date la 5 ani și până atunci avizezi anual. Autorizația, pui 5 ani viză și la 5 ani actualizezi baza de date. Pentru persoane fizice, am găsit că este hotărârea de guvern 313 din 2003, care spune că persoane fizice autorizate, TFA-urile sau asociații familiare pot solicita autorizație pe termen determinat sau nedeterminat. Eu acum am cerut pe termen nedeterminat, că așa scrie. Aștept răspuns legat, spune că conform cu articolul pătare, este modelul, spune tot acolo, nu e determinat. Dacă tot am dreptul să spune așa legea. Să vedem, dacă poate i-a bugat aia, nu știu, a fi scris dacă i-a bugat. Degeaba este o rebanie cu autorizarea, dacă scoți atâtea acte, te poți să nu faci, să funcționezi așa. Nu ne vreau neapărat să fie nedeterminată. Dar numai ce ți-a pune acte, domnule, adică de fiecare dată am întâlnit un am depus acum 34 de pagini cu obiseră. Ba, dar cu țeră, în condiții, ba, mai mult că mai există și legi care te obligă, vrei la registrul comerțului, du-te, intre pe bază de dată, ia-te acolo, verifică. Sau mă duc să plătesc la impozit și taxi, taxa, trebuie să vin cu copii după aia. Că, domnule, n-ai bază dată la primărie, ce mi-ai mai cer și o dată cu obiseră, adică să niște ieri. Hai să ne mai simplificăm și noi urmă. E da, dar sunt împotriva mei, SSTP. Dar nu spunea acolo, dacă ne-ai explicat ce era, înțelegea. Dar nu, n-au spunea. Și ultima problemă, ultima problemă legată de câinii ăștia fără stăpân. Sau, din data asta, ridic o problemă legată de câinii și pisticile cu stăpân. Eu zic că din de la an la an toți se muncesc. Vă propun dumneavoastră, domnul primar, domnul consilier, să propuneți dumneavoastră și noi să aprobăm buget o sumă de bani, să aprobăm sterilizarea gratuită a pisticilor, câinilor și da, pentru, și uitați-o, avem cadrul legal. Mai bine, dar de fel, o poți de la chinezi. Nu, uitați, spune așa, consiliul care... Domnul primar, deci avem baza legală. M-a sunat un pic, aveți și baza legală. Articolul 41. Consiliul care pot subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau medicilor acestor aflați pe raza acțiunității administrative teritoriale. Așa. Sterilizarea câinilor de rază sau medicilor se face cu ajutorul Dacă să mă iau scrimă, mănâncă pisicii. Da, atât, mulțumesc.
Da. Domnul Ochean. Domnule, câteva probleme de scurs. Dezăpezirea se face, că se face cu întârziere în alte baie. Noi suportăm cei de peste apă, suportăm totul. Am înțeles că se poartă o modalitate de dezăpezire. Autogrenul cu lama lăsată la dus, mai puțin cu lama lăsată la întors. Adică lama ridicată, eu înțeleg. Probabil au în vedere economisirea carburantului. Dar unde a fost autogrenul? Poftiți? Unde a fost autogrenul? Întreb și eu. Peste apă. Când? Nu a fost autogrenul. De ce a fost? Ce a fost? Sărăiți. Nu, a fost autogrenul. Nu. A fost autogrenul? Da. Nu, a fost un camion. Camion, da. Nu, un autogrenul. Eu așa știam. Dacă poți vă răspind, nu. Nu, un camion roșu. Păi să nu trimiteți autogrenul. Să nu trimiteți numai sărăriță. E bine așa, da. Nu, e bine. E bine așa, cum zici eu. Nu, da, e bine așa. A doua problemă. Merge cu lama pe sus, da. Îmi schimbă acum. Băi, dar nu arăt asfaltul de urmă cu zăză. Nu vă fac la pintre așa, băi. Podul cu zăpadă cu el, se topește zăpada, apa stă la va îngheța, va produce mari probleme, că el și așa deja reală. În toamnă, nu odată am anunțat, doamne, când vine toamna și periodic anual, curățarea barbacanului. Este regulă de bază în menținerea sănătății unui pod. A treia problemă. Se vorbea astăzi de sursele de apă. Până la Praga, până la adunțiunile de la Praga, până la forările, nu știu care le aveți dumneavoastră, le avem noi în vedere, mă întreb doar dacă s-a demarat încadrarea fântânilor cu terenul respectiv în domeniul public. Dacă s-a demarat această sursă de către dumneavoastră. Cum să? Așa, pentru ca sursele respective de apă... Și nu mai discutăm. Mergem la fiecare în parte, îl întrebăm că aveți o armată de oameni în primărie, îi întrebăm, băi, vrei să trecem în domeniul public? Nu vrei, nu vrei, că, dar vor fi foarte mulți care vom vrea, probabil, această chestiune. Trecem în domeniul public, proiectul este din 2017-2018 cu repararea și cu punerea acestora în funcțiune. Ca să nu întâmpinăm dificultăți datorită secetelor care s-ar putea să se mai vină. A patra problemă. În legătură cu pierderile de apă, de la serviciul de apă, mai revenim la probleme. Păi, domnul, am cuvântul când veți vorbi, vă rog, cum, nu v-am întrebat niciodată. Pierderea la dispersat a fost evaluată la 5.000 de metri cubi. Întrebare. Se trece, pentru faptul că se trece cu foarte ușurință cu vederea unele lucruri și aspecte de genul ăsta. Din vina cui s-a produs acea pierdere de apă? Nu spunem nimic. A dumneavoastră. A dumneavoastră. Categoric, nu știu. Doamne, dacă vă simțiți bine, atunci procedați și faceți dumneavoastră să nu fie forțați, m-am zis, suport iar de 120 de lei. Cine plătește aceste pierderi? Acum, dacă e vina dumneavoastră, vă rog frumos, ridicați dumneavoastră, la cine plătește? Da, bineînțeles. Și ultima problemă. Problemele ridicate de felul cum a ridicat-o domnul Matei cu mormanul de hârtii, așa, sunt foarte multe probleme care de-a lungul timpului s-au ridicat și care se vor mai ridica. V-aș da un singur exemplu. În anii precedenți, eu propuneam adoptarea unei rezoluții cu toate problemele care ne dor pe noi, acea rezoluție să fie publicată și în celelalte primării, Consiliul Județean, Prefectură, în toată țara, dacă se vede. Pentru că, îți vă spun un lucru, APIA, eu ca să pot să înscriu o suprafață care este trecută la izolarea spărțiunii la APIA, trebuie să fac dovadă ca am animale. Ca să fac dovadă ca am animale, trebuie să fie protariate acele animale. Acele animale protariate și înscrise la mine. Eu am trecut printr-o astfel de situație. Am cumpărat animalele. Le-am lăsat în grijă celui de la care le-am cumpărat. Și urma ca să recoltez furajele respective și să beneficiez de
subvenția de la apă. Când am mers la medicul veterinar, medicul veterinar m-a întrebat câte animale. I-am relatat. Nu era 100 la apă. Când aveam de unde și nu trebuiau atât. Și medicul mi-a zis, nu vi le protariez. Dar de ce, domnule? Păi nu le protariez pentru că nu sunt 100. Și eu am legăturile cu protare, nu sunt. Eu încep și așa mai departe. Iată că un aspect minor, în aparență, este un aspect minor. În realitate, îi obstrucționează un drept unui cetățean sau mai mult cetățean. Drepturi ridicate de multitudinea hârtiilor, drepturi pe care îi exemplifică acum, sunt normale. Zâmbim. Că nu vă pasă, probabil dumneavoastră nu treceți prin necazurile unor așa aproape dintre noi. Dar de ce oare să nu facem chestia asta? Sau să încercăm să reparăm un lucru? În primul rând, când le-ați luat, vreau să le luați cu acte și protabilă. Poteți? Cum adică? Dar de unde știți dumneavoastră? Păi, doamne, la oameni. Cum? Orice animalul singur v-ați dat. Uite, domnule, și de cel de la care le-am cumpărat, când dădea, din data lui, le transferam la mine. Dar nu le trebuiau protare. Poate, dar era pe plus protare. Cum? Poate, era pe plus protare. De ce? Înlocuiești, dar nu se poate. Dar însuși faptul, domnule, dar este un animal. Care eu nu l-am protariat, l-am în curtea mea, E născut atunci, m-au născut, de ce nu-i știi dumneavoastră? Păi, dar ce, dar vine la noi născut, cum să vă rog? Știți ce se întâmplă? Văd că cu atâta ușurință se găsesc explicații pentru a nu face și a nu vine în întâmpinarea oameni, n-are rost. Eu zic că și problema cu doctorul veterinar e rezolvată. A venit doctor veterinar, care are probleme să vină să spună. Eu pot confirma. Chiar, exemplar, a venit la pacient de o tratare. Că s-a schimbat doctorul, Adică nu l-au sau nu ceva. Eu nu văd tânărul. Am înțeles, domnule, dar ce treaba? Eu mi-am sugerat, dacă în specializarea se facă și se poate să și sterilizeze. Adică nu ai doctorul, dar facem un curs, o să facă și... Dacă știu mai mulți bani de acolo decât din vaccină. Dar e bun. Adică faptul că există, ai vaccina de la bine pentru... Dar sunt eu, am pus dacă dumneavoastră... E de treabă. Și zic, dacă discutați mai așa, vedeați și de le spuneți la urechi. Adică trebuia să dau ceva. Nu, eu nu vorbesc. O, alea să plătesc, trebuie să le plătesc normal, nu e chitat. Dar mă vreau mai degeaba, doamne. Domnul să le iau în baza de date, el îi poate comandi 500-1000 și vă dăm la asta 30 și mergem numărătoarea la următorul. Deci ceva nu a funcționat. Nu s-a putut, domnule, astăzi. Da. Mai ales ceva, Nu. Eu cred că am vrut să vă inițieze, să vă dorați mai mult cu vorbim din răzgător de să spunem. Da, mai da, mulțumesc, domnule președinte. Mai repetați o dată, cine are cuvântul? Domnul Mărcuț, am zis, și domnul Durlan, probabil, nu? Dar nu, 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 nu în același timp. După mine. Da, domnul primar, știți problemele mele și doleanțele oameni. Aș vrea să prindeți la bugetul ăsta pe anul ăsta 23. Trei urgențe. Două tuburi de fiu 150 la Hertiu, cum treci podul în gaura aia, că e diametru foarte mic și foarte îngust. Drumul are undeva la 2 metri, 3 metri. Deci nu se poate trece o mașină pe lângă alta. Deci să achiziționăm două tuburi de fiu 150. Ca au 4 metri lungime, ca au 5, nu mai contează. Să trecem la buget pe anul ăsta. Să prinde și prindem trotuarul pe partea poștii. Așa, și ar mai fi o urgență să tot la buget să prindeți eventual pentru două frântări la Mărcești. Sunt 6-7 ani când sunteți primar, făceam una până acum, de acum mai făceam una, dar nu s-a făcut nimic. Haideți să rezolvăm și oamenii, că și ei au dreptul la viață. Așa, asta aș dori la buget să le prindeți ca să fie înaintate. Iar pe termen scurt și mediu, să luați în calcul la
biserică la Pralea, la Ortodox, și am înțeles că este o problemă. Nu este drum să mergi cu mortul la... Trebuie să treci prin proprietățile oamenilor. Ai ieri, nu te-am spart. Nu, dar ce că nu e ieri. Trebuie e la oameni. Ai fost acolo? Nu, din ce am vorbit cu lumea. Da, da, de... Nu, dar noi în autoritatea noastră să-l facem iar. Și petruit, să poate merge... Dar să fim noi proprietari cu el. Dar suntem proprietari. Da, tu, da, tu ești tu. Nu, nu-i donat. Deci o să fiu proprietari. Deci, o știu. Trebuie să spuneți la cuvânt și după aia vorbim. Eu vă spun ce-i normal. Nu vreau să faceți subiectul. Nu neapărat ce spuneți dumneavoastră normal. Eu vă spun... Pe propunerea dumneavoastră. Nu, e normal ce spun eu, că nu e regulă. Dumneavoastră faceți ce vreți. Părerea dumneavoastră. Da. Să facem un efort suplimentar, să luăm parcul ăsta de la... Parcul nostru, din spatele Rosetti, că toate comunele, mai mic, mai mare, mai frumos, mai mult, noi n-avem nimic. Nici nu vrem să facem, nici nu putem. Nu știu, cât e trebuie să vedem acest. Foarte bine. Să în ședință, dar... Da, să-l finalizăm, nu-i problemă. Așa. La cazemata asta ce vreau să terminat cu finalizarea. Mă trebuie o mașină de balastru, dar numai balastru mărunt. Că tot așa fiind îngustă, când se întâlnie două mașini, una trebuie să intre prin noroiul acolo. Și unul e corect. S-a găsit pot. Poftim? S-a găsit pot. Piconul? Da, la poliție, s-a rezolvat. Păi nu, așa, informat. Da. Vis-a-vis de Caminul Cultural. Haideți să luăm treaba în serios, să punem mâna pe el, să renovăm, să-l facem, să fie în regulă, că Doamne ferește, în caz de un incendiu, cu tremur la primăria noastră, noi nu avem unde să ne mutăm pentru o perioadă scurtă sau lungă după de casă. Da, e casă. Dar este mai funcționat bătării acolo? Deci, domnul Duran, vă rog frumos să mă lăsați gândindu-i. După aia vorbiți cât vreți. Hai, domnul Duran. Știți că mai m-am adus la cunoștință probleme cu podurile de la școală și din Aronda. Mai am un pic și cap. Văd că domnul de la Ștefan cel Mare primarul și-a dat bunăvoință și a început lucrarea la el. Poftim? Știi început. Păi domnul național, nu? Da. Păi da, tot dumneavoastră îți faceți demersul către cine adere, dumneavoastră. E făcut! Dar la alții deci să văd mișcări și la mers, nu se vede nimic. Dar noi nimic batem deloc. Acolo e un lucru, de ce nu ce s-o da, da, știi, ziceam că am dat amândouă, nu? Păi, mă, care e venit când îi pricepem la răs. Păi, tot e. Tot e bun, de bunul de amândouă. Ții cu răsa, cum ești? Trebuia să-l publici întâi pe internet, le vedeam și te-am și urmează. Așa am bat-o de toată viața de lume, așa că m-am de râd. Faceți discuții la discuții? Da, mai de râd, faceți nu știu. Faceți, nu faceți să vedeți, să faceți din nou. Hai, spune-vă lor. La Popieni, toți sunteți culoarea roșie la Căiuți, la Bacău. Haideți să vorbiți cu domnii de la CEJ, eu să termin așa în surele de betonat, că jumătate din sat are, jumătate din are, e și satul de suflet, cred că v-ar trebui să vă doară. Da? Prioritizare. Din șanțul de la Popieni sau drumul la Hilton? Vis-a-vis din dezăpezirii, pe viitor. Ea nu-ți faci la Hilton. Da. Mi-am luat astea. Normal. Cauza asta nu se face. Domnul președinte. Am zis că se termină. Singura persoană care decideți. Da, deci se termină. Cu barosul cu citați. Se termină. Aia bună. Următorul. Am o problemă. Deci pentru viitor cu dezăpăzirea. Dar faceți-ne așa fel. Oră bundo să rămână la Căiuți, la dezăpăzire și tractorul piste apă. Că dacă începe dezăpăzirea de la Prale, ajunge la 12 noapte la Hildiu și piste apă și invers. Să fie unul acolo, să execute repede piste apă și unul aici. Ar fi mai bine pentru cetățeni. Că sunt care au servici, sunt care au școală, sunt care au probleme. Domnul Jumie. Vreau să vă răspund acum? Domnul Prima? Nici măcar, nici măcar. La Prima, mai așa că are dezinfecțiunea și seara, chiar mai așa. Aia, în județea. Domnul Mare. Da. Cum a amintit colegul nostru?
Cum am amintit colegul nostru, vă rog frumos să luați calcul, să lăsăm un pic drumul aici, în curvă. Reabilitarea calea ferată, dacă putem face o adresă sau prin orice alte mijloace, să nu mai urcăm mașini când treci pe partea elantă. Trecerea la nivel. Sau un pic să o aranjăm acolo, ce știu cum, prin ce soluții găsește executivul. Drumul de la el, eu am înțeles că e luat în calcul, o să ne apucăm într-un an, doi de el. Doi ani? Proiectarea, coarea, nu știu cât durează. Domnul Ocean, da? De apreciat, domnul, din popieri, zic în programul noastră. El la Hercules, nu mai înțeleg. Problema cu calea ferată, cu trecerea de nivel, nu cu dumneavoastră, dar e trebuit cu domnul Dugan, în favoarea dumneavoastră. Dacă tu ai pretenții ca și colegii să te asculte când vorbești, da, m-am plecat, stai, nu mă asculti, doar m-am pus la cap. Vă rog frumos. Haide, domnul. Domnul președinte trebuia să-i atragă atenție, dânsul conduce. Asta e și discuția. Ce mă bătați? Discuția. Doamnă-dreile. La urmă, care să spuneți, da? Mă criticați. Nu mai ați da. Domnul Ziceaș și domnul Brăicuț, haideți să facem partea mea de trotuar. Partea asta are trotuar. Haideți să reabilităm șanțul. Haideți să încercăm să curățăm totodată, dacă ne-am propus să plantăm și flori, să curățăm și podeții. Adică este pentru imaginea comună. Intră, cine intră aici la noi? Zice, bă, ia uite-mă, nu știu. Așa este. Nu suntem gospodari noi, cetățenii, care trebuie fiecare cetățean, în dreptul lor, să-și facă curat. Ori. Dar centru, vorbim din bucata asta de centru, care e drumul național. Haideți să o curățăm noi și trebuie să încercăm să o menținem. Am rugat anul trecut la început, am rugat asta, poate tot așa. Poate. Da? Poate punem în plan să aducem canalizarea pe strada principală unde lipsește. Cum trebuia din proiect inițial deodată. Noi de la școală, în Popen, treci prin spate, cobar la oameni, n-avem cădere. Domnul Dănin, știu. Când m-am mutat în Popen, am vorbit cu dânsul, i-am transmis toate cele bune, nu-l cunoșteam. Mi-a zis, eu am făcut, domnule, pare rău că s-am vorbit așa. Așa a fost, da? Este păcat. Da? Alte probleme, am văzut că s-a lăsat saci galben în poartă, hârtii. Ar trebui totuși pus pe panourile alea din sate care sunt, să încercăm să educăm pe cetățeni. Totodată când vin și eu cu noi, am observat, nu sunt un contagiu, sunt două, trei diverse saci, adică dumneavoastră încercați, adunați să gunoiul, cum se cheamă asta, lunea... Biodegradare. În continuare sunt tot felul de alte resturi. Totuși ar trebui să insistăm. Poate. Deci chiar vreau... Mă mulțumim un pic, Victor. Dacă puteți să transmiteți în continuare la care și cum, cunoștinții, neamuri, vecini, încercăm să dăm și saci, și o să venim tot noi de la primării, până vin cei de la Rompresa, de noi să vin de la DIS, să colectăm reciclabil. Deci o să venim cu tractorul pentru biodegradabil, cu mașina sau și cu tractorul și cu mașina pentru reciclabil, să rămână numai cu noi menajer de dat joia la Rompresa. Ca să ne putem încadra în prețul care l-am aprobat și să se duce și nici să nu mai avem tot felul de reclamații și că ducem, luăm reciclabil, dar oamenii să înțeleagă. De-aia am dat aceea să pună, care a umplut sacul și l-a pus în gaz, l-a primit altul și o săptămână viitoare se va lua gunoiul reciclabil.
Și continuă. Trebuie să încercăm să punem accent. Știu. Nu avem persoane desemnate pentru treaba asta. Nu putem folosi local să folosim pentru NNN lucruri, cum zicea unul din colegi. Nu este responsabilitatea, trebuie să facă altul. Dar noi folosim de ei. Bun. Altă problemă foarte importantă, cred că ar trebui să puneți accent sau să căutăm o colaborare cu o firmă de recrutat oameni pentru serviciul apă. Cum zicea și domnul Danilă, cum mai zicea unul din colegii noștri, este foarte important să avem un șef responsabil care să urmărească evoluția lucrărilor, începem lucrări cu apa. Avem probleme deja în teren. Să căutăm muncitor calificat pentru a remedia problemele existente când îi semnalează un cetățean. Adică cineva poate vă spune, domnul primar, avem o problemă aici. Cum să știi, curge acolo o vană. Nu avem un specialist, avem un cetățean care citește și ne ajută și schimbă în limita posibilității lui ceea ce cunoaște el, face serviciu de specialist, dar este un muncitor necalificat. Avem o contabilă, doi funcționari pe acest sistem. Nu este suficient. Nu este suficient, nu reușim să găsim personal, dar haideți să apelăm la un colaborator. Facem contract, cineva ne găsește, uite. Administrator, muncitor calificat, specializat pe... Adică, un buget acolo ar trebui să vă gândiți să alocați niște bani, le avem listă specialist pe X problemă în primărie. Hai să încercăm să ne aducă altcineva, dacă noi nu putem ocupa să aducem personal în primărie. E problema personală, e problema a bugetării, a finanțării. Acum, dacă de-aia nu să-ți vin oameni, mai am doritor care vor să vină la serviciu apă. Și poate chiar cât de cât meseria. Ideea este... Când avem buget. Cum îl plătești. Atunci, hai de să înțelegi. Păi, e autofinanțare. Deci, eu și la băieți este a doi, cât doar acum suntem la trebuie să vă zic, îi blochez din când în când salarii, ca să nu, ca să plătească lumina, că altfel treci în extrem mai rău. Să se urmă pe o lună, două, salarii. Dacă l-ai pus și pe al treilea, deja e o problemă mai mare. Am avut băiat bun, Cristian, care își au automatizare și electrician și tot ce vreau. Și era foarte bun și capabil. Rezolvăm problema finanțării, care este în banii ăștia care noi ne-am propus, dar îi vorbim cu ziua apă, creăm buget ca să putem plăti angajat. Susții serviciu, aici e problemă. Dar, domnule, reușim să facem, să aducem prețul unde trebuie. Poate reușim să găsim un angajat care să urmărească treaba asta, fără găsim un specialist. Nu putem să ne gândim să finanțăm noi primăria acest serviciu. Adică zice, băi, când avem un administrator sau un muncitor specialist, primăria să ajute serviciu până când intră într-un rind. Dar până acum nu tot primăria o susține serviciu. O primărie. Da? Asta nu știu. Ideea este că trebuie să găsim și soluții pentru noi tuturor. Suntem aici, toți. Vine apă la Pralea sau vine mai frate? Până vine apă la Pralea. Și de acolo ne-am făcut la Pralea. Problema asta, dacă nu avem un administrator, nu avem un specialist. Și nou dacă este. Asta este nou. Acum este nou. Este oră, nu mai este nou. Se poate defecta. E o variantă de contract menționat cu firmă specializată. Adică, și va trebui să... Tot la bani atunci. Tot la bani. Cine vine fără bani? Și costul mult mai mare. Mult mai mare. Când vine. Și mult mai mare. Problema este că simt să putem finanța noi primăria, serviciul de apă. Putem? Nu. Pe investiția, trebuie să tot să facem investiții pe sistemul. O să încerc, vorbesc cu cei la acord, dacă o să fac o reparație capitală, să o numesc, reparație capitală la acest sistem. Eu pe doamnă văd destul de gravă ca situație. Mulțumesc.
Mai vreți cineva? Uitați-mă, trebuie să-i dă bani. Da. 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 Da